Și, deși întotdeauna e greu să vorbesc cu un astfel de speaker, Andreea Coca, Digital Market Intelligence Consultant la GFK România, ne prezintă o situație a pieței, cum stă România, cum stăm în contextul Europei, ce se întâmplă pe zona de tehnologie și am să vă rog un aplauz pentru Andreea, te rog. Pentru cele 10 minute de atenție. Tehnologia e o temă cu multe caracteristici, multe dimensiuni. Este foarte greu să vorbești despre una, doar despre una, fără să aduci în discuție și pe celelalte. Dezvoltarea tehnologiei ne face pe toți aici să fim omnivori digitali, ca să facă că primim stimul și informații de la N+1 canale, ne putem viziona sau primi de la între 5 și 20 de device-uri. Și asta înseamnă că nu mai vrem și nu mai putem să fim atenți pe o durată foarte lungă de timp la doar o singură sursă și doar la un singur canal automatic. La asta m-am gândit și eu și mi-a fost foarte greu, în primul rând, să găsesc un singur fir de narațiune în prezentarea de astăzi, fiindcă erau atât de multe lucruri pe care vreau să le împărtășesc. Și de asemenea îmi dau seama că deja competiționez cu smartphone-urile, o competiție un pic neloială, dacă mă întrebați pe mine. Dar v-am pregătit așa un mic experiment, un melanj de cifre și trenduri, astfel încât sper să vă folosiți mai mult camera de pe smartphone și nu aplicația de Facebook. Și hai să începem cu un overview al pieței. Este realizat de colegii mei de la GFK Temax și ei monitorizează vânzările retailerilor la nivelul la 35 de țări. La nivelul pieței noastre, anul trecut, bunurile de folosință îndelungată au cunoscut o creștere de aproape 7%, deci din 2013 versus 2012. Și este de menționat faptul că acest 7% este o creștere în valoare și nu în volum. Lucrul ăsta înseamnă că există cerere pentru produse care au caracteristici avansate și care au o calitate peste medie. La nivelul Europei, dacă vorbim aici de piața produselor electronice, vedem că ea a înregistrat scăderi semnificative. La noi în țară un ușor trend ascendent de 1,6%. E de menționat, de exemplu, că jumătate din vânzările ultimului trimestru, din anul 2013, s-au înregistrat pe această piață în jurul zilei de Black Friday, mai bine zis celor două zile de Black Friday. Și vânzările de televizoare cu ecran plat au stimulat mult din acești 1,6%, pentru că categoriile de audio, video, tot ce înseamnă console de jocuri, sunt în declin. Din vânzările de televizoare, unul din trei a fost dotat și cu capacități de smart TV. Deci și aici se începe penetrarea începând când încet, încet. Pentru 3D mai avem un pic de așteptat. Imaginea în oglindă celei anterioare o putem observa pe piața de telecomunicații. Este de înțeles, având în vedere trendul și preferința, cererea de altfel, pentru device-uri multifuncționale și care pot fi conectate, în detrimentul device-urilor tradiționale, care au o singură funcție și care nu pot fi interconectate. Se vedea mai ales piața camerelor foto, care o ia în bot cam destul de rău, mai ales la entry level, e în scădere 13%, cea mai mare scădere în România. Cum e de așteptat, cea mai mare dinamică și în mare parte responsabil pentru cele 17% este piața de smartphones. Și aici ea acoperă o treime din unități, jumătate din valoare, vorbim aici de valoare nesubvenționată. Ne atrage atenția și faptul că la finele anului trecut au început să fie la televizor și tablet. Vânzările sunt, știi că ce e tablet, da? Explică mai bine. Este un cross între smartphone și tabletă, un device care are un ecran între 5,6 și 6,99 de inch. Preferat în special de bărbați, fiindcă femeile de la cărămida nu că acum sunt bucătoare de acasă, cred că sunt un pic mai delicată pentru chestia asta.
simți. Da, până acum s-au obținut avea 3.000. Vânzările sunt în creștere, la fel cum la smartphone-uri se înregistrau la un moment dat o creștere de 200%, la fel o să vedem și pe partea de tablets. Acum însă, în prezent, sunt considerate un produs de nișă. Pentru IT, piața europeană, cel puțin, este destul de împărțită. În România avem o creștere de aproape 4%, Black Friday și Crăciunul au adus creșteri în rândul tabletelor și tastaturilor. Iar aici, la tablete, piața românească este polarizată între branduri și feature-uri entry-level și premium. Deci, între extreme, sunt foarte mult loc de dezvoltare pentru categoria de mijloc. Cum se poate face creșterea acestei categorii? Odată prin sublinierea caracteristicilor, cu un raport de preț, cu un raport bun calitate-preț, și în al doilea rând prin tactici de comunicare și convingere mult mai bine targetată pentru segmentele pe care le avem în piață. Există și un paradox pe care vreau să vi-l menționez aici și este legat de tablete. Prin definiție, avantajul mare al tabletelor, cât și a smartphone-urilor, este mobilitatea, corect? Ei bine, paradoxal și practic, ce se întâmplă la noi în țară este că tableta rămâne un device static. Ea nu prea este scoasă din casă. Se folosește mai mult cu conexiune Wi-Fi 3 sau 4G și dacă vrem să fim realiști, este folosită mai ales de cei sub 10 ani sau cei sub 15 ani decât de adulți și știu că aveți exemplele proprii acasă. Trendul ăsta ne oferă posibilitatea și ne oferă un potențial foarte mare să creștem și aici considerăm noi că putem crește incitând consumatorul în a folosi mai mult tableta în depo și a folosi o gamă mult mai largă de servicii și aplicații pentru tabletă. Și dacă am ajuns la acest subiect, hai să vorbim și de potențialul care există între producători și între furnizorii de servicii, care este foarte mare. Este adus pe de-o parte de trendul de multifuncționalitate căutat de oameni, dar și de trendul de utility. Cine a auzit până acum de trendul utility? Unu, doi, ușurem așa? Eu am auzit, am început să aud despre el la final anului trecut, e o carte scrisă aici la Jay Fair. Cum am înțeles eu utility și corectați-mă la cei doi, trei oameni dacă ați înțeles diferit? Este o strategie de marketing, de vânzare, de care în spate vrea să ajute consumatorul să îi ofere o soluție la o problemă sau pentru a-i satisface o nevoie. Nu mai servim și nu mai dezvoltăm inovație doar de dragul inovației și de dragul modei momentului, asta dacă vrem să o vindem, ci trebuie să oferim o metodă prin care să îmbunătățim, să eficientizăm, să optimizăm, să înfrumusețăm viața consumatorilor pe termen lung. Lucrul acesta, faptul că oferim o soluție care să fie folosită zilnic, să fie atât de bine integrată în viața consumatorului și în nevoile lui, ne oferă și loialitatea lui. Într-o piață în care, după cum știți, consumatorii sunt din ce în ce mai volatili, și când vine vorba de mărci, și când vine vorba de produse sau servicii. Producătorii nu mai sunt driverii pieței în acest moment și îmi pare rău Steve Jobs, dar consumatorii sunt. Și văd o oportunitate de business, mai trebuie să menționez și faptul că în ziua de azi poți să ai o afacere de mare succes, asigurând un canal, de drept un canal optimizat și cât mai user-friendly, între cererea și oferta pentru orice pe piața de peer-to-peer. Da, peer-to-peer market, există o oportunitate acolo să deschidem canale. Exemplul meu preferat este Airbnb. Dacă plănuiți o scurtă vacanță de Paște sau nu mai, vă recomand cu drag. Să vedem să mai vorbim un pic despre wearables. Wearables, explic și wearables. Nu? Aici, ok. Universul wearables e în continuă dezvoltare. Ar fi cazul să ne oprim un pic și să lucrăm la creșterea utilizării și vânzărilor.
nu știu, eu am considerat asta din spate, nu știu dacă le vedeți pe toate, sunt împărțite pe diferite sectoare, aplicații, funcții și produse. Eu am numit un catalog de produse și personal cel care mi-a atras cel mai mult atenția până acum a fost social media dress. Și asta nu pentru că sunt eu o persoană foarte glam sau fashionistă, ci din contră mi s-a părut foarte practică. E vorba de o roche formată din LED-uri care se aprind sau schimbă culoarea în funcție de postări în social media. Și aici putem crea diferite filtre. Ce se întâmplă e că în fiecare moment rochea se schimbă și are design-uri diferite. Dacă aș avea și mi-aș cumpăra sau dacă vreți să o aduceți în țară, mă ofer să o port, așa să fac reclamă. Ar deveni rochea mea de conferințe. Probabil mi-ar plăcea să dau să culeg filtre prin ea. Da, asta rămâne așa visul meu. Noi nu suntem acolo la Wearables, nu avem încă nici la dispoziție toate, ca să nu mai vorbim de vânzări, însă colegii mei de la Tema, în alte țări, au început să monitorizeze smartwatches. Iar la noi în țară se remarcă trendul de mobile health și asta este fie din dorința sau nevoia de a ține sub control anumite probleme de sănătate sau din dorința și nevoia de a ne autoevalua sau aș evi cu prietenii câți kilometri am alergat aseară în parcul Iore sau pe Răstrău. Am văzut că astea două sunt cele mai la modă. Ok, în final am vrut să abordez un pic și subiectul companiilor. Pentru că atât companiile cât și angajații integrează din ce în ce mai mult device-uri mobile și soluții mobile în activitatea de zi cu zi, la fel și caută o calitate mai bună a serviciilor, dar și optimizarea activităților prin abordarea de soluții mobile care să se transforme automat în return of investment. Unul din trendurile care se remarcă aici este bring your own device. Dăm atunci aici o definiție. Nu? Bring your own device, așa ca să fie, se referă la trendul încurajat și câteodată sponsorizat de angajatori, ca angajaților să lucreze și să-și aducă la lucru propriile device-uri sau invers, să ia acasă propriilor device-uri, astfel încât să fie o experiență neîntreruptă. Lucrul acesta aduce odată mai multă flexibilitate, o productivitate mai mare, o colaborare mai bună între colegi, un timp de reacție mult mai mic în relație cu clienții pe care îi avem și siguranța că mereu cea mai indicată persoană lucrează pentru task-ul cel mai indicat, indiferent din orice loc s-ar afla. Serviciile, de fapt, soluțiile mobile care pot fi oferite aici pentru business-ul nu se limitează doar la telefoane mobile sau servicii de 3 sau 4G, ci și la aplicații, la servicii în cloud și, în primul rând, ar trebui să înceapă cu un design de securitate și protecție a datelor făcut cu cap, ca să zicem așa, pentru că în momentul ăsta e principala tendere. Și am vrut să întind un pic cu acest mesaj, că am văzut viitorul de la Sasha. Ei bine, viitorul există, soluțiile viitorului sunt la ușă sau chiar au intrat pe ușă. Acum este momentul să le răspândim mai repede și mai bine. Și se poate întâmpla ca procesul acesta de a le răspândi și de a le asigura adopția să fie mai complex și mai de lungă durată decât dezvoltarea lor. În cazul ăsta, recomandarea noastră este mereu să ne întoarcem la consumatori, dar și mai bine este să începem cu ei, să vedem care sunt nevoile și atitudinile lor. Și în sensul ăsta, dacă vreodată aveți nevoie de un partener, poate fi vă stă cu treaba la dispoziție. Și foarte scurt mesaj publicitar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă aveți întrebări, le aștept cu mare plăcere. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Andreea, vă rog, aveți întrebări? Mi-a fost foarte la obiect, multe informații noi. O și aveți frumos în urmă și pe Twitter. Mulțumim, am să invit dacă să vorbească pe Izionescu.